nu, cum, deci pentru ce veniți voi să mă luați la mine? Ia spune. De ce vreau să-ți dau documentele să mă legitimez? Păi, pentru ce să mă legitimez? Comunică. Legile. Da, Gheorghe. Ia sună-mă, te rog, că te-am. Mergeți și vedeți-vă de treabă că este scandal mare. N-aveți, și voi aveți șef, și eu am șef. Eu am 50 de ani, nu vii tu pe mine să mă iei peste picior unde stau și să-mi vorbești în bătaie de joc. Cine ți-a vorbit azi? Cine a vorbit azi? Da, Gheorghe. Vreau și eu să-l verificăm, să-l legitimăm. Băi, lasă-mă în pace acum, că am treabă. Deci hai să vă spun ceva, acum am vorbit cu șeful meu. Da, nu ne interesează treaba asta. Nici pe mine nu mă interesează ce vreți voi. Nu vă dau mă nimic, n-au să nu vă dau nimic, dați-mi și pentru ce să vă dau. Pentru ce? Legitimăm, păi cum pentru, adică? De ce să mă leșinez? Eu sunt polițist, sunt în timpul serviciului. Și noi ce suntem? Dar pentru ce vrei tu să mă leșinez? Ce am mai găsit la volantul pe mine? Hă? Vrem să vedem cu cine stăm de vorbă. Păi leșinează-te și tu. Mă legitimez eu? M-a legitimat mai devreme. Agent șeful, ți-l ai de la Brigada Rutieră. Cum? Agent șeful, ți-l ai de la Brigada Rutieră. Eu vreau documentele, și ale mașinii, și ale dumneavoastră. Acum ei cu dumneavoastră vorbești cu persoana a doua cu mine? Întotdeauna am făcut treaba asta. Vreau să-l verifici. Verifică, să-l vedeți. Tine tot, ori ne dă buletinul. Băieți, ascultați-mă un pic. Nu vă ascultăm deci nu vă dau absolut nimic până nu vine un cine? Șef de-al meu sau vorbesc cu șeful. Păi n-aveți ce să-mi faceți voi mie, pentru că n-ai pentru, n-am ce, pentru ce să-ți dau. Ești de la poliția rutieră, nu m-ai găsit în mașină, nu pot să-mi vii să încep datele de la mașină când sunt pe stradă. Nici o lege nu scrie așa ceva. Tu n-ai voie să tragi de mine. Stai un pic, nu aveți voi șefe? Uite camera acolo, cum n-ai tras? Pui mâna pe mine. Da, păi punem, care sunt? Stați aici. Nu mai pune mâna pe mine. Bă, băiatule, nu mai pune mâna pe mine. Bă, băiatule, stați pe loc aici. Ia mâna după mine. Stați pe loc aici, nu dați documente. Nu stai, mă, nimic. Stai, mă, să vezi că nu-ți dau nimic. Hai să vezi tu că nu-ți dau nimic. Ce faci? Mă încătoșești? Ce-mi faci? Da. Păi cum să mă încătoșesc? Sunt așa simplu. Pentru refuz de legitimare. Ia vino cu acest sună. Trăiți. Colegul dumneavoastră nu știe să vorbesc. Și pentru asta vrei tu, că nu știu să vorbesc, vrei să-ți dau actele mașinii da. Și astea? Aveți obligația de a vă legitima la poliție, să știți. Dar eu ce lucrez? Eu ce lucrez? Ca să o luăm pe la fel. Și eu dacă vine un... Nu, 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 când vii la mine, când vii la mine și mă iei, băi băiatule, stai acolo că nu știu ce, păi nu am cum să mă leștinez. Sună-l bă pe Miro, ce nu ți-am spus? Sună, cum a trimis unul, era mai încă secție. Aștept detalii de la față, locurile. Păi stai să-i sune pe ăștia, păi nu știu, pe Lășeanu, pe cine are pe ăsta, pe la ei pe acolo. Că băiatul ăsta e obraznic. El a venit să obraznic? Păi, să mă iei pe mine să tragi de mine, mă, cu ștolică, mă. Adică? Băiatule, vorbești cu mine cum? Și eu sunt după stradă? Da, vreau buletinul. Nu stau la nimic, mă, nu-i dau niciun act al mașinii. Ce dracu, mă, eu sunt în mașină. Nu? Păi, pe ce lume trăim? Atunci datele. Bre, ce fac cu băiatul ăsta? Că el vrea actele mașinii, vrea datele mele, a tras de mine pe aici, pe stradă, sunt camere. Ori veniți unul face, ori să scandal cu el aici. Unde dracu lucreze? Te rog eu frumos, sună un comisar de la ei să vină aici. Nu sună, domnule, pe nimeni, eu vreau documentele. Vreau documentele de la mine. Stai așa că vine cineva și atunci... Nu vine nimeni pe mine, nu mă interesează cine vine. Vreau nu-ți dau nimic, lasă-mă, nu mai mă nervă, că nu-ți dau nimic, ce dracu, lasă-mă pace, cum te-ți dau documentele? Nu stau nimic, bă. Tu vrei, băi, băi copilule, bă, băiatule, bă. Cum vrei tu de la mine altele mașini? Băi, băi, tu cum ai vorbit mie, bă? Bă, cum ai vorbit tu mie, bă? Nu-ți rușine, mă, așa, pe... Mie să-mi fie rușine? Vreau documentele, verifică-l, mă, vreau data nașterii, vreau tot. Mă, dacă eu... Pentru ce să verifice? Cum vă numiți data nașterii? Bă, mă, tu mă iei la persoana a doua, acum când vii și-ți bagi joc? Bă, râde lumea de noi, mă, omule, mă, că suntem... Adică, băi, dă-i drumul de aici. Nu te vezi de treaba. Mă duc să-mi văd de treaba mea? Da, mă, mi-a zis să plec în partea elaltă, că nu stau bine. M-a luat peste picior, m-a luat la mișto. Vreau și de la mașină, de la poliție. Da, vreau toate documentele și permis și tot. Ce mă, să ține, mai găsi la mașină, mașină, mă, băiatule, mă? Ca să vă verific, cum ai. Cum să-ți dau actele mașinii, mă, dar și-a zis pe mașină. Dați bulet. Păi n-am mașină, eu sunt pe jos. Dați-mi documentele, dragă. Sunteți pe jos? Păi eu sunt patrulă pe destul. Vreau să văd ce aveți în buzunar. Vreau să văd. Arată legitimația. Nu am nevoie de legitimație. Șeful? Da. Legitimația? Da. Nu trebuie legitimația mie. Nu vrea, spune că nu vrea, spune că e că poți. Vreau documentele. Vorbesc foarte serios.
Buletinul dumneavoastră, dați-ne CNP-ul dacă nu vreau. Nu vin la mână, nu vreau să vin, dau, refuz estimarea. V-am spus pentru că n-ai motiv să te iei de mine. Refuzați? Orice faceți voi, da, păi, dar cum să dau eu ție pentru ce? Tu vrei actele mașinii de la mine? Pentru ce le vrei să pui jos? Eu n-am nicio treabă cu mașina, eu n-am permis de conducere. Aveți?